Distribuirea tichetelor se face în funcție de numărul de mașini vechi deținute de fiecare județ în parte. Astfel, județului Vaslui revin doar 36 de tichete, număr insuficient față de solicitările primite de colectori în ultima perioadă de timp. La nivelul județului Vaslui există 6 colectori, 4 dintre ei fiind doar în municipiul Vaslui, astfel că fiecăruia îi revine un număr limitat de vouchere. Trebuie să știe vasluienii, mai au pentru ce să spere? Da, mai au, la 6 tichete. De ce? Da. Atâta lumea scăpa lor pentru desi, cred că știe. Câte vin la nivel național? 3.000. 3.000 de tichete la nivel. Vaslui au rămas, au venit 35 de tichete. Sunt 6 colectori, deci câte 6 tichete de colector. Dezamăgiți de numărul mic de tichete, vasluienii nu se mai înghesuie să se înscrie în acest program. Solicitări sunt. Cam câte? Păi până acum am 3 care eu nu știam și m-au solicitat băieți, că, deși i-a aflat înaintea mea. Da, deci sunt 3 deja. Să înțeleg că nu vor fi suficiente. Nu. No. Da, 6 tichete cum scrie și fel. Da, da, chiar au 200, da. Valoarea unui tichet este de 6.500 de lei. Pentru a intra în posesia acestuia, cetățenii trebuie să se înscrie la un colector validat și să obțină certificatele de distrugere, de radiere și tichetul în maxim 10 zile.